Bună seara! Așa cum am spus încă de săptămâna trecută, această coaliție nu are alternativă și mă bucur că am reușit să ajungem la un consens în ceea ce privește continuarea guvernării. În acest act adițional nu există lucruri extraordinare, extravagante, după cum veți citi după această conferință de presă. Sunt lucruri care vor asigura o funcționare coerentă, decizii coerente în coaliție, atât la nivel guvernamental cât și în Parlament, și câteva puncte accentuate, scoase din programul de guvernare, fără să adăugăm nimic la programul nostru de guvernare. Important este să căutăm și să găsim acele soluții, să luăm acele decizii prin care redăm și întărim încrederea oamenilor în guvern, în coaliție, și vom duce programul de guvernare la îndeplinire. Sunt deziderate importante. Sigur, armonizarea în coaliție necesită răbdare, necesită echilibru și, bineînțeles, empatie. Nu este un lucru foarte ușor, nu trebuie să spunem că merge extraordinar de bine în fiecare clipă, dar important este că toate partidele, toate formațiunile politice din coaliție sunt conștienți că dacă împreună ne-am asumat guvernarea, este responsabilitatea noastră să mergem înainte și să căutăm soluții pentru cetățeni, să căutăm soluții pentru comunități. Cu acest gând am semnat acest act adițional la acordul de guvernare și vreau să cred că este singurul act adițional care am semnat și nu va fi cazul să mai semnăm astfel de acorduri. Vă mulțumesc!